Eu tai că tot din poza cu tine și cu băiețelul tău. Pe Facebook, mă. Am postat. Nu știu, pe ce? Pe Facebook, Cătălina? Cred că da. Da, da, e taică mea. Să le te ține. Mă lăsă și fac freza. Și să nu creadă că dacă vorbesc aiurea, nu avem și dovezi. Că avem foarte multe filmulețe care sunt puse de parte. Care încă nu sunt postate, nu sunt publicate. Dar le pot scoate din arhivă și le publici. Să le holume scoate. Stai așa să mă întind o țură aici pe bulanile tale. Le pot publica. Mai o să fie de ei să facă rușine singur. Nu aveți că uși pantaloni avea pe el. Uitați-vă un hoi bun la filmul ăsta să vedeți. Uitați la Nicu ce pantaloni avea pe el și sunt că vine să se dăie mare că el a avut, auzi. Uite, tot am rumeguș din ala pe vestea. Că pe el când l-a închis a avut bani, auzi. Și l-a luat în cizme. Și atunci te la noi, te noi îl țineam, nu la noi să dea. Tot aici stătea. Ce am lucrat, am șlefuit niște scânduri la un balcon și a început un vânt de toate, a început să zboare și am fugit de pe balcon. Asta să mergem și așa. Mai bate vântul. Acolo ne-a lăsat cafea pe balcon. Bate. Apoi ăla deja e condimentat, deja cu rumeguș de altă, deci trebuie ala. Nu, că aici sus nu bate partea asta altă, unde geam. La balconul mare. Nu, avem loca, două balcone la. Asta e zis că pistele de helicopter sau altă, mai mic. M-am plictisit. M-am plictirichirichisit. Da, dar așa e cu moșchetarul ăsta, știi? Adică el, îți dai seama că ia se poză pe aici, să vede pe ăla. Pe... Da, să mă iubi că el bate, el dezbate. El, uita că noi deținem încă o grămadă de videouri vechi. Încă... Multe lucruri. Să vede realitatea. Îi fă șurub-rubu. Cum nu ești prezentă? Eu văd că ești prezentă. Se sus. User. Să știi că cum ai venit, așa ai plecat, pa, pa. Păi intra și cum a intrat, nu știu dat urmărire, știi? Opa, Cătălina! Cătălina, Cătălina, unde e Cătălina? Da, 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 am văzut. Stai să o găsesc. Am găsit-o. Pa, pa. Băi, dar mai sunteți mulți. Auzi că Olimpia. Olimpia, Gianina Olimpia. Mă urmărește. Pa, pa. Ce, nu tu, Cătălina? Mai era, o făcut cineva un cont cu numele de Cătălina și a intrat aici la spionat.
Ce ai zis? Am unde asta bloc? Da, dar te-o luat așa, așa. Gena, Olimpia, clar. Da. Da. O vin să o spioneze pe Cătălina. Ia, Cătălina, au venit să te spioneze. Să vadă ce mai zici. După ce mi-era la... Da, Mari, vrea să copieze pe Cătălina. Nu sunt serie. Încă nu te-a sunat Cătălina să iei de tine. Dar nici nu știe să scrie. A venit frate tău în România? Mulțumim, Mihaela. Care să nu rezolvă problema alimentară, adică să mai dă. Vă invit pe canalul de YouTube de Cristian Farcaș pentru cei care mai sunt puțini încă care vorbesc aiurea. Să vedeți ce probleme are el de fapt. Știi că zicea că pe live au depus trei plângeri din care merg în tandem tăte trei. Eu cred că merg la el tandem tăte. Un tandem lui toate trei. Tași mă chiar dași protecția copilului și poliția și doctorii și tăți dată în judecată. De asta că eu am și filmulețul acolo Domnul cu... procuror. Am film... Am și tot și prin spital, tot cum am născut, de la tot ce am născut până tot. Uita că dețin tăte. Tași mă chiar doctor ginecolog. Bag acolo nasul la Gianina să vadă dacă e Îi face ok sau nu e șuruburubu. ok. E ok. Auzi că ei trebuie șuruburuburubu. Pac mai face șuruburubu. Ha, nu? Îi învârte pe ulița. Fac E șuruburuburubu. vârte pe ulița. Wow. Apare, totuși face contul fals, și se intre, Ia, hai se să vadă. vedem, mai este vreun cont fals.
Ina Maia. Bun. Este un user. Fai, cât am blocat pomii ăștia, mă, și tot aici azi, mă. Userul ăsta cu poza asta. Bă, dar altă poză nu-ți găsești. Da, Roxy, cred că i-am dat. Hai să văd. Au bire. Nu mai am niciun user. Ștefanii nu-i că are mulți. Mihaela Nu lasă mai are tot. și ea ceva acolo. Irina, nu știu. Ina Maria 1. Băi, dar cum dau blog la unul ser, cum apare altul, băi? Așa ceva n-ai putut să vezi, mă. Altul. Fii atent, deja doi useri am. Da, Roxy, am văzut. Deja doi am. Cum am dat blog la unul, a apărut doi. Ia verifică usere ea. Bună, Alina. Lași mesiunul. Păi dai tu de acolo. Mă mai năcăjesc. Nu știu că era mai rău, nu? Cu dispirut? S-au panicat ăștia afară? Bine, Florentina, bine. Spor la treabă. Au, bire. Auci, bă. Tipat. Bună. Păi da, nu?
Bine se joacă. Nu de mult o venit de la școală, așa cum trebuie și joacă. Bună, Cristina! Să mă răzvan, avec Care vreți, mergeți pe canalul de YouTube, Cristian Farcaș, acolo i-am pus actele să se vadă ce probleme are el la mansardă. Bună, mami, bună, ce faci? Uite, stau țură pe live să văd ce fac fetele astea. Și așa, Cătălina, fă treabă. A mea încă nu doarme. Musa e ca de voie bună să... Nu ți-o face nimeni, ai fost sus. Mai liniștit. Să vedem. User din nou. Ia să vedem. Avem aici unul cu Doroxa, nu știu cine asta, fac cine. Și un user. Mersi, Roxy, mersi. Uite, Roxy stă aici la pândă. Care cum vine, care cum e acasă. Te cauți, mă iubire. Uite, tare bate acum vântul. Ai zis că nu bate vântul. Uite, Nu, pot să nu bate. uite că ți-l lasă acolo cum sunt doi. Mai bine afară și Se joacă, mami, uite cât e ceasul, 3 și ăla mic nu dorme.
Azi noapte la 3 s-o culca femeia și la 6 s-o fost sus. Nu ce mai am ce scut unde. O primit la video. Ai primit mami video pe Messenger? Da, e bun. Unde mergi? Nu duci. Afară, pescuit. Nu, afară. Aici, jos, pescuit, că bă, nu-mi place vântul așa tare. Am spus ce am gătit. Pâine cu ou, cartofi prăjiți. Că astăzi am avut niște copii pretențioși. Voi ce ați gătit, fetelor? Bate vinte. Mamă, și eu vreau Roxy. A, nu am brânză. E bun, Cătălina. Mamă, să mă dau mai în spate, că mă iau. Uf. Așa, ca bătrânii. Din grădină, Cătălina? Sau de la magazin? E bun. Și eu trebuie să fac zacuscă de o săptămână, tot zic că fac și încă n-am reușit să fac. Ce e zacuscă? Da, ai mei mănâncă.
Și eu am făcut două ture, o tură de 50 de kilograme și o tură așa de vreo 15-16 kg. Și încă mai am de făcut. M-am săturat. Vai, ce vânt bate, doamne. Na, o plecat user. Nu l-am văzut, Cătălina. Chiar nu m-am uitat, Cătălina. Nu am obiceiul să mă uit așa, știi, la tot. Bă, la ce are, ăla la ce are. Și eu am început solar, dar nu e gata. E turnată doar fundația și spuse barele, trebuie să-i pui să-l închidă pentru iarnă. Eu vreau să-l fac și pentru iarnă, știi? Da, Cătălina, dar eu vreau să-l fac și pentru iarnă, înțelegi? Da, dar eu nu pun folie din aia, celofan din ăla, că pun din aia nume de solară. Am înțeles. Am un ser la orizont. Gata, s-a dus un ser la orizont. I-am dat, Cătălina. Lasă că când vin la mama, vin la tine la cafea. Da, ți-am mai dat odată, stai că-ți dau. Stai așa că nu te găsesc. De ce? Gata, ți-am dat. Hai sus. 6, bună. Faci gaza mea. Am dat una, dar am intrat mult, era atunci mă suna Radu și... Cerus, mă, dă. Cerus. faci? Uite aici, Ani, cu fetele. Salut, Cătălină, salut! Duce! Da, Dacă ești Roxy. Radu! La lucru, Radu. La lucru și Rodrigo.
Pe Codruță meargă până să închejuge la Dani după un telefon. Bate vântul la tine, mami. Ai, Doamne, ce vrea și ei. Așa bate și aici, m-am dus să-și lefer niște scânduri pe balcon. Așa bate un vânt de era să mă ducă de pe balcon. Să-i caut pe mâine dimineață veste, spate, că nu-i de joacă. O îngheța de frigă. Și la Cluj așa de frigă e. Mai ales dimineața e rece. Bună. Ce faci, mucești? Eu? Tot tu. Nu mai mușesc nica. Mi-a spălat niște mucești? Borcane. Nu. Mi s-a părut că mucești. Nu, ieri am fost putâr așa eu... mai... Agă. Am unde abia am scăpat. Da? Hai ce e bun, date, domnule. Am spălat niște haine, niște borcane și gata, am făcut de mâncare. Este bine. Ce pui în borcane bun? Vreau să cumpăr niște gogoșari. Cam ei nu se coc anul ăsta. Nu? Am niște gogoșari mari cu tot un cap. Stă verzi, numai nu se mai coc. Poate-ți dea verzi tu, femeie. Da, știu că nu-s de ea, mă, nu se coc. Vai, doamne, de săptămână eu te fac zacuscă, dar încă n-am făcut-o. La, că ai vreme. Și azi noapte la 3 s-o culca piticul, așa s-o fost sus. Ai programul, ce vrei. Și acum uite cât e ceasul, e 3 și nu o dormi de amiază încă. Deja dorme la noapte. Da, dorme. Are de lucru omul. Ce, are de lucru, e în curte să dă cu trotineta. Nu vezi? Când vin bărbați, mă pui să-i pui să scoată cartofii. Vai, doar nu-i prea de vreme, și eu trebuie să-i scot. Nu-i mai lăs, că am ei încep să crească iar în pământ. Nu crezi, că am ei mănâncă ceva în pământ, nu știu ce, Dumnezeu, numai balea, cojule mai rămân. La ploile astea, nu uite vreme, cum ai scos oameni. Că repede, Cătălină, doamne, eu fost puși de vreme, scot afară că tot să nimic. De vreme. Ser la orizont. No, ce iubi. Bună, Ana. Se joacă, Mihaela. O venit ceilalți de la școală și acum e lumea lui.
Prințesa a fost la grădiniță. Nu. Azi noapte s-o juca până târziu. Am mai putut să o trezesc azi dimineață. N-au făcut criză că n-ai trezut-o să o duci. Da, am încercat să o trezesc, dar au făcut crize că s-o lasă doarmă. O zis că ce, am tătă ziua, trebuie să meargă la grădiniță? Bună. Bună, Alina. Mulțumesc pentru apreciere, Alina. Ia să vedem, nu avem user la orizont. Ai intrat de mult? Nu, de o jumătate de oră. Nu avem, Roxy stă aici de pază. Uite, Roxy stă aici cu noi și cum intră câte unul, cum îl arestează. Mami! Da. Auzi, am o idee. Ce zici să mă fac mov în cap? Ce face că e la modă? N-ai văzut că e la modă? Nu, mă, da. Bună, Ionut. Bine. Da, e o culoare frumoasă, mov, știu. Nu vezi că eu peste tot am mov? Și pe mine, și pe fețele de pen, și pe lenjerie, peste tot am mov. Tu te faci mov, eu verde. E bun, Alina. Eu am fost și mov și verde. Și albastru am fost. La mine când vii? Nu știu. Chiar nu știu. Săptămâna viitoare, poate. Sau săptămâna asta, mai târziu, stai că eu mă gândeam că suntem sâmbătă, duminică astăzi. Azi e luni, mă iubi. Roz bombon să ne facem. Păi în fiecare săptămână, Alina, ne facem câte o culoare să nu ne cunoască oamenii. Zice că am aterizat cu zeneurile. Bine, tu nu participi.
Pe tine te facem roz. Ce lucră, Mariana? Exact, ăsta. Cred că avem un user. Nu, a apărut. No, bine, dar nu poate sta mult. User. Ați că Roxy stă aici de pază. Merge și noi la ciordit. Ma să vezi ce? Praful de afară. Ce să mai ciordim, Alina? Că ea o ciordit tot, nu o lăsa și nouă. Poate le este dor de tine. Păi bănuiesc, Mihaela, că de-aia mă tot urmăresc, nu? Păi de nu am blocat la USE, cred că vreo 50 în vreo jumătate de oră. De o găină facem noi ceva. Bă, Alina, tu, Maxima, vrei să-mi fur, vii să-mi fur mie găinile din coteț. Să știi că n-ai de mult lucru la ele, că n-au multe pene. O năpârlit. Să o au ele care le-ai cumpărat. Tu, femeie, numai jumate penile mai au pe ele. Dar nu să mai au, nu? Ba, sunt care să mai au. Nu o fur dacă mi-o dai de voie bună, dacă te duci să fugi după ele. Hai mă, de să-ți dau un câine bun. E mare? Ia, ne-o mânca vreo 5 găini. Atunci tine-l fi tu ce... Am văzut ce câine bun îmi dă mama. Eu mânca găinile, vreau să le mânce și pe mele, să se îngrașe. La Cătălina și câine. Și eu l-am căpătat, de-aia mi l-o dat că mânca găini, numai nu ne-au spus cum o roit-o păi din lanț, cum ne-o... Dă-i și tu la cineva tot așa. Dă-l și tu la cineva care n-are găini. Trimite-i la Gianina, că ea n-are găini. La noi trei, ca acolo are. Păi de ce am zis? Tu gata la ea. La Floreanu, la Mălaia, are tu câini acolo, cred că. Fa muscalul nu e. Păi nu-i place mălaiul, Cătălina, n-a auzit că nu-i place numai carnea. Nu ți-o făta iepurii. Dar nu-ți dați la... Nu, nu știu ce îs, atâta de mari. Și la Gianina tot numai carne îi place, da, da. Cătălina. Aia macră.
Auzi că aia macră. Auzi că zice iubica aia cu mușchiuleț. Da, da. Auzi că și dulce. Cătălina, nu vi s-a prins buștele? Am vreo câteva buște care nu mai da Dumnezeu să scap de ele. Eu nu știu de unde e fuxul, pe unde a intrat aici, eu nu pot să înțeleg. Când îi deschide ușa, intră pe lângă lui sau cum. Și că acum să vezi că nu mai intră userul, intră cu ceva nume. Da, da, da. Aia nu da lucru acum. Care? Care tăti intră cu user? Vai de mine și ai zis tu, femeie. Auzi că la lucru. Păi noaptea e șefă de tură, cum să mai lucrești și ziua? Ziua nu iasă pe tură. Ziua nu are voie, că e lumină și se vede. Ziua, dacă o văd, ea o scad din drepturi, nu mai pun șefă de tură, fug de ea. A întins mâna, vine de joc, si. Auzi, mă, mă dă Mădălina 93, serios? Alu Cătălina l-ați pus acum numele, am eu l-ați pus. Serios? Alu Mariu urmează. No, bine, ăla a fost primul. Ai auzi zburat. No, bine, o pus numele meu. O fura destul, nu? Acum urmează a tău, Roxy. Să nu tui vorbele. Să nu mă aveți scapare. Ia pe toți de rând de aici, de pe chat. Hai că am mai găsit unul. Asta ziceam și eu, Cătălina, și după alumarii. Păi intră, Lenuța, oricum, că îi las eu, că nu îi las, ei tot intră. Bună, Cristina.
Ăștia așa intră aici la noi ca bătrânii aia, știi, care stau și se uită la oră fixă, la jurnal. Se înorează, cred că vine ploaia. Taște, nu vor vine ploaie. M-a Serios, așa săturat. cum bate și acum. A fost soare, dar acum începe să înoreze. Nu ploaie, că așa vin ăștia ca scapurci când plouă. Lasă, nu ploaie, că tălină, mi ploaie și din alte părți, amu. Uite, la Nu. Lenu te aplaudă de jumătate de oră. Cred că și aici o să vină. Cât de curând. Nu te uita la vreme, iubi. Nu te uita atunci la vreme, să vezi. Roxy, ia să vedem cine e Roxy. Oh, e bun. Hai că m-ai panicat. Credeam că gata. Te-o luat ăștia la rând. Opa. User. Nu, ăsta nu user. User, dar nu user. Mulțumesc, dar eu văd că ai nume. Sterling. Da. Mulțumesc, Lenuța. Sterling. Cine Sterling? Ăla? Mulțumesc, Lenuța. Sterling, nu știu. Mihaela mă cheamă, bine, știu, dar pe contul meu ai venit și ai dat cu hate și ești blocată la mine pe cont. Înțelegi? Eu nu blochez pe nimeni, aiurea, numai așa ca să fie blocat. Deci ceva ai venit și ai zis, de-aia ești blocată. Da. Păi și tu poți să-i dai de acolo cu de să știi. Ia să vedem că a intrat una, Roxy, unde e Roxy? Sunt doi useri. I-am bifat. Mă duc un pic să-mi Și fac o gustat. cafea. Gustat. Tu. Ha? Mă duc să-mi fac o cafea. Du-te, du-te.
Trei. Bună, Cristina. Da, suntem aici la vânătoare de useri. Mulțumim, Lenuța. Sunt patru, mă, dar mai sunteți mult. Mulți. Unde au dispărut Mari? Cred că a ieșit. Da, auziți? N-am văzut. Da, e bun. Păi dacă n-are altceva de lucru, Lenuța, nu? În 2 minute face un email și gata, face un cont cu ser. Am revenit. Ai revenit, Lenuța, ți-au zis poftă bună. Mersi, mersi. Da, permite TikTok-ul, păi niciodată îl blochezi, îl șterge și face altul. Bună, Carmen. Poți să faci 1000 de conturi dacă vrei. Da. Doi useri. Ia să vedem un is. O fugit, nu mai is. Da, da, ies repede ca să nu le dau bloc. După aia intră iară, să nu mai trebuiască să-și facă alcool. Păi da, cum? Eu știu. Are sus. Nu, un break. Nu mai, a dispărut. Ai schimbat țigări de? Eu? Da. Ieri că n-am găsit țigări. Op, altă Olimpia, unde-i? O dispărut. Am mai avut azi o Olimpia. Gianina Olimpia. User la orizont. Prima
Depinde ce a spus soțul meu. Soțul meu a spus multe. Și cred că e adevărat. Dacă o spus el, înseamnă că e adevărat. Acum e utilizator, nu-i mai useră. Auzi cum s-aude vântul afară. Bate tare și aici la noi. Ok. Păi eu vă puteți acolo. Unde? Nu găsesc. Fugit. Or fugit. Bună. Care sunteți așa curioși aici de poveste și stați aici în umbră și nu ziceți nici bună, nici nimic, vă invit pe canalul de YouTube Cristian Farcaș să vedeți adevărata fața lui fratele meu. Poate o spus la nervi, era tare furios. Depinde ce o spus Angela. Și că te iubesc. Vai de o mine și de o mine. De când mă iubești? E azi noapte. Ai pisat și v-a urât? Bine. O, unul de aici. Azi că bine, frate. Pe care? Pe mine sau pe mami? Cum se vede? Florin Barosanu, 555. V-am zis. Ce ai zis? Ai scris doar e adevărat ce a spus soțul tău. Ai scris vreun mesaj și nu l-am văzut? Mulțumesc. Da, păi probabil că nu a apărut. În județul Mureș, Eliza. O mai fost 100 de oameni și scrieau 3. Da. Ești aproape de mine, Eliza. Nu apare, Angela, nu știu ce ai scris, că nu apare. V-am scris iar, atât a apărut. Da, Andri, că parcă așa se fac copii, că pui pe cineva să facă copii, dar ca, cum vine, ca cum îi pun eu la teme, să-și facă temile, așa? Du-te pe canalul de YouTube Cristian Farca și după aia hai înapoi și te-ți cu părerea. Bine, Angela, o zi frumoasă și ție.
Ea era minoră, ea avea consimțământ la aproape 17 ani aproape. Și la 18 ani jumate era tot minoră. Nu poate că îl deranjează șurubul, cred că i s-a stricat filetul. Păi acum o trebuie să scrie ceva, că prea au disperat de prea multe ori am dat bloc. Mulțumim, multă sănătate și ție și familiei tale. Avem 5 acum, ia verifică, iubi. Ăștia de unde ești tu? De acolo, de la ei. Păi cum iau bloc pe unul, poc, altul. Și fac de pe două, trei telefoane odată, știi? Ca să fie sigur că nu-i găsesc pe toți. Ajunge de le blochează Google-ul e-mail-urile. Mie? Nu poți face o mie. Toate intră în același e-mail, știu. Poate intră în același e-mail. Da, știu. Deci automatic să știi tu că numești după toate. Știu. Intră în baza de date a e-mailului care se ta telefonul. Tu că ai trimis la default? N-ai trimis numele tău, nu? Nu scrie să-i cap. Și pe ăsta, vezi că este un user. 1427 la sfârșit. Automat, default-ul? Uite, l-o etichetat Roxy acolo. Tu când ai trimis la default, nu? Da, știu, Vivi. Nu mai trimis cu numele complet, e-mail. Nu. Te trimis de pe la cum de fapt, nu? Da, și mi-a venit înapoi rezultat cu toate datele. Ai văzut? Deci poți să-ți dai seama că default automat a intrat în toată baza de date. Știi, era faza aia pe TikTok. Băi, ăștia care mi-a ascultat telefonul. Ce o zis nevastă mea să cumpăr, că am uitat. Și că suna unul la Siru sau cum îi zicea. Și îi întreabă, mă, voi sunteți aia care mi-a ascultat telefonul? Și ăla zice, da. Păi ziceți-mi și mie ce o zis nevastă mea să iau, că am uitat. Zahăr, ulei, pâine. A, bine, no, ascultați în continuare. Da. Nu, no, să mă localizez. Bună. Nu știu absolut tot. Deci poți să-i verific tot. Poți să-ți verifici tot. Poți să-ți verifici tot. Poți să-ți verifici tot. Ca și o afară să nu știi.
poți să faci și TikTok, poți să faci și orice nume fals, orice nume. E tot te identifică. Că tu odată te-ai înregistrat pe un TikTok, pe un telefon. Avem aici spioni. Zburat. Bravo, Mihaela. Atât cât poți să-ți lucrezi. Poți să spui numele care vrei cu patito. O zburat, observă la. Odată ce tu TikTok-ul ai descărcat din o aplicație, care e pe un e-mail cu aplicația, automat apare numele tău. Mă ales că sunt proști unii sau inteligența proastă. Da, apoi m-a scăpat cu un TikTok sub alt nume. Nu. Ei te pot găsi exact numele tău. Odată ce ai descărcat din automat din aplicație, din Google Play sau din Apple sau din cel de stat, tu de fapt ai introdat un e-mail acolo. Tot la e-mailul tău ajunge. Orice e-mail faci acolo. Ruse, ruse. Tot la e-mailul unde tău ajunge. Sunteți, băi? Și atunci automat... Nu mai e, eu dispărut. Mai și ce... O fugi, Roxy. Lasă că nu mă găsesc, lasă că nu... Nu, e ce... Fac cea mai mare prostie, că s-a... Să unii pentru că... Nu, aici, că zice oamenii că ce tot bondoveni acolo de pe margine. Să te scapi, da? Să pui. Dar asta e chestia cu e-mail-urile, scuze. Orice aplicație, nu descărcat-o, și TikTok-ul, el de să descalci din Google Play, din asta. Automat ăla e făcut pe bază de e-mail. Ce e-mail apare? Că poți să bagi orice e-mail, îl bagi, că tu când ai făcut telefonul, ți-ai cumpărat telefonul, ți-ai băgat automat în e-mailul tău, toate e-mailurile ce le faci după tot la e-mailul tău ajunge. Că orice ai face, tot la același lucru. Și atunci ajunge tot la baza ta de date. Foarte ușor pentru ei. Mă, unii nu înțeleg. Cred că le place să vadă cu cine vorbești. Da, cred că. Nu, dar cred că dacă faci TikTok-uri sau faci anumite, de decodul, când vrea să te prinde, oricum te prind. Eu oricum ajung la baza ta de date. Soția o trimis la decod, o trimis cu e-mailul ăla, mă, dă farca, așa, așa, că așa era e-mailul. O trimis și o vin înapoi cu numele ei, cu tot. Toate datele personale vin răspuns. Încă s-au mirat că cum mi-au trimis un e-mail și mi-au trimis cu toate datele personale. Păi nu știați, dar vă spun eu că automat voi când aveți un telefon, un smart, așa să zicem, un telefon, orice tabletă, orice, tu loghezi un e-mail. Orice aplicație, tu o descarci pe baza unui e-mail. E-mailul ăla ai făcut pe bazele tale personale. Tot omul își face un e-mail pe bazele lui personale. Și automat, e foarte ușor pentru ei, foarte ușor, mai unii nu înțeleg, că spre... Și TikTok-ul că tu când descarci, se vede la cine s-a descărcat. Ei îl văd la cine îl descarcă, cu ce din asta îți faci. Foarte ușor, mă, nu, e greu de înțeles pentru unii aici. E cred că dacă îți fac ce cu nu știu câte e-mail-uri, asta, e oricum, odată ce ai tu un singur lucru, e tot la același lucru ajunge. Poți să faci 100 de e-mail-uri, că tot la e-mail-ul tău, care l-ai făcut prima dată, ajunge. Că toate alte e-mail-uri nu le poți face fără un prim e-mail, adică pe primul care l-ai făcut prima dată, l-ai logat pe telefon. Și număr de telefon, când l-ai băgat într-un telefon, ai automat, lor le apare deja ce număr de telefon ai tu în telefonul tău. Și așa că nu poți, orice ai face, să te ascunzi, ei nu te poți ascunde. Așa cred unii că, las că nu știe sau nu știe. De gândi că când e ceva important, e ei, când te aștepți și îți arată dovezile. Crezi că cum s-au prins multe din afaceri și din multe lucruri importante? Pe baza asta s-a prins. E când vin să
Te salte, nu ți zice, mai bine să aduce dovezi, să aduce înregistrări, să aduce test, te lasă în pace până atunci. Te lasă să vadă cât te duce mintea. Păi cred că dacă intri cu contul de USER sau unul alta, nu apar la... Nu apar, foarte simplu apar. Nu. Am dat explicații. Nu, nu. Nu. Dacă merg să spui acum să mânci. Hai. Da, așa e cu aplicațiile așa, mă, nu, pentru ei e foarte greu. Bineînțeles, nu te gândi tu că nu, că eu zic ceva, știu, știu, dar nu am voie să vorbesc pe asta, că eu știu ce să vorbit așa personal, știi? Vorbim personal, așa, au stat de vorbă personal și nu avem voie să vorbim niște date, niște lucruri, dar sunt niște lucruri care cam 99% e spre finalizare. Mă așteaptă un pic să vadă ce să mișc. Când vede că nu mai mișcă, ce e gata, nu mai face sau nu știu ce, atunci mai are și ea cu ce are. Așa să faci lucrurile. Vedeți că mulți au mai făcut lucruri în viață și au făcut și s-au retras după aceea, gata, nu mai fac nimic, că nu știu ce, că mi-e frică sau nu știu ce, și pe automat ei, ce o gata, nu mai face, sau potolit omul, gata, nu mai avem și alte dovezi să scoatem, hai cum mergem și săltăm cu ce avem. O să vadă ea ce face atunci, o să auziți, o să... O să vă convinge singur. Și groapa s-o săpat-o și mai adânc și el, prin chestiile ce le face, vă spun sincer, nu... Vă spui sincer, eu trebuie să prezint la 4 secții de poliție. La 4 fost citat. Care nu s-au prezentat la niciuna. A fost sunat telefonic, pe așa schimba numerele. El cred că dacă schimb numerele, nu te supăra și mine, sau cum te cheamă, nu intru, bă, nu joc. Și de azi că oricum te găsește. Vedeți voi că de ce mulți care se mai ocupă cu ceva și din ăștia care stau pe au afaceri mari și au ceva telefoane vechi, foarte vechi. De ce? Alea nu le trebuia e-mail, nu le trebuia nimic, alea mereu mai pe bază de telefon, pe număr. Și dacă avea o cartelă reîncărcabilă, făcea ce vrei cu ea. Ei, de-al țin ești ăla. Pentru chestiile alea să țin. Dar și ăla depinde pe cine suni. Că ți-l poate prinde și face legătură. Depinde și pe cine suni. Poate la altul urmărit. Și opa, stai că l-am prins. L-am găsit pe inculpatul. Stai să văd pe cine o sunat. Cente aur, altul vrei. Hai bă, unde, dar nu, eu nu joc, deja v-am dat invitații. Eu nu joc așa cum zice ei, că joc pentru gantere și proție, nu mă interesează. Dacă stau aici, stau să vorbesc și iasi de vorbit, nu? Așa că
Sunt foarte numărate luizele. Cât de rapid o să le vedeți voi. Și cea mai mare greșeală făcută, vă spun un lucru. Neprezentarea. Când ești citat de la un post de poliție și nu te prezinți, neprezentarea te afectează foarte rău când ajungi în fața unei instanțe. Refuzul. Nu înseamnă că nu ai declarat. Pentru că nu te poate pedepsi, dar te pedepsește pentru că nu ai mers. Adică tu deja ai un punct negru că fiind nu te prezentam că ai o vinovăție. Un om care se simte că nu-i vinovat, se prezintă. Mere liniștit. Un om care e vinovat, ce? Op, ăsta se sustrage. Să-și facă temile, să-și facă el. Când ați văzut ce au zis pe live la el. Ha. Că pe lui și 10 detectoare dacă duce și le treci. Că așa mentalitate are. Păi când auzi niște aburere. Are așa, are pentru amenințare, are o 3. Din câte știu, are plângeri depuse. Îi cercetat iar Tom Ford. Sigur că e cercetat acolo. Și are pentru viol. În prezent, de când a scăpat. Și pentru droguri. Și pentru substanțe interzise, care le trage pe nas. Că de-au fost la noi, persoanele respective, sunt la niște declarații. De azi că nu pot să vorbesc multe, că nu am voie să zic despre ce am vorbit. Uitați-vă un pic pe YouTube, pe canalul de YouTube, acolo postat și are el probleme și câți ani a fost închis. Că el mă făcea pe mine pe live, pedofile și nu știu ce. Păi, eu am, dacă am cedat, am avut prostia de a cedat unei ispite, cum se zice vorba, aia îmi trag eu în față de Dumnezeu sau îmi trag eu pedeapsa în sinele meu. Dar face el pe mine pedofil când el o dat în cap la o femeie însărcinată din 9 luni de zile și s-a dus închis. Băi, nu pot să-ți dau ție detalii pe tema asta. Poate lucrezi și undeva ca să... Ai văzut? El a avut o condamnare aici 7 ani și 5 luni și 600 și ceva de zile. Plus. Din care el a executat parcă 7 ani și nu. Așa? 7 ani și 2 luni. Din care are restul. Nu. El în timpul ăsta e un an de zile, cât are buletin și provizor, el era sub control. Trebuie să prezinte la postul de poliție lunar. Sau de câte ori era chemat, ca așa specifică. De câte ori ești chemat la postul de poliție, tu trebuie să te prezinți la ce te cheamă ei. Știu la ce zici, că știu, ăla, dar nu pot să zic nimic. Pare coadă foarte mare are. Și gândiți-vă că dacă el în timpul și sub la articolul, nu știu cât am văzut, 100 și nu știu cât, din codul de procedură penală, ai săvârșit o infracțiune sub control și ești sub control un fel de închisoare acasă, adică condamnare acasă în ani de zile, tu ai săvârșit alta, ți se dă tot restant înapoi, tot. Și plus pedeapsele la care le primești pentru infracțiune ce le-ai săvârșit în timpul cât ai fost sub controlul ăla. Așa scrie în articolul 101, ăla 100 și 101, în codul de procedură penală. Da. Și dacă nu săvârșea nici o infracțiune, neprezentarea, așa prevede în articolul ăla, neprezentarea la organe de poliție la care e sub control, te poate pune înapoi cu dosar. Te poate reține înapoi
S-a specificat destul de clar. Fără a săvârși infracțiunea. Dacă nu te-ai prezentat la control, așa specifică, te poate pune înapoi în... Ei, ea te pune și te verifică să vadă dacă tu te încadrezi în societate, dacă tu... Numai el nu că o să o candrat în societate, că văd că o să vârșe alte infracțiuni. Mult mai grave. Și atunci ai... Păi să dă mare amândoi. O să dai, că n-ai nimic împotrivă. Din partea mea să le dai Dumnezeu, știi ce? Ora, cu carul să le dai, cu căruța să le dai avere, nu așa, să ducă aur, diamante, ce ori vrea. Trebuie să ai și un pic de mentalitate. Deja ai, te dai mare, dacă tu n-ai grijă de un copil. Nu te interesează să sumă măcar alu, copile, ce faci? Acum hai să vorbim. Ștefi are 4 ani. Poți comunica cu un copil, nu? Vorbi deja la 4 ani cu un copil. Și dacă nu vorbeai la personalitatea cu mine, dar puteai să zici, dăm copil. Să vorbesc un pic cu el, 5 minute, 10. Dar nici chestia nu s-a făcut din partea ei. Vă spun eu ce va fi, că el o trage după, el o să ajungă înapoi 99%, e ca și plecat dincolo, mă să bucure de libertatea care o are. Și îți spun un lucru, o va trage cu el. Și acolo e bai. Acolo e o problemă. Am văzut că au ieșit, și-au făcut TikTok-uri, că s-au vopsit în cap, că și-au cumpărat pani, am văzut pe live, că pentru cine să se fălească? Pentru mine? La mine nu araci. Pentru cine? De exact, nu mă... Bravo lor că s-au îmbrăcat. Cinste lor. Tu prea de pantalon cu 5 numere mai mari. Nu, dar zic... Dar am văzut cum a făcut-o pe, acolo pe live, cred că nată, sau și-o zis. Cum... Doamna care nu mai e greu pe mărimea ei, că îmi e greu să arată de Ce aici. muncești tu? Am obligație să zic ție. Poate muncesc și eu, univa să supraveghez și eu ceva. Poate pe tine. Ce faci tu? N-am obligație să-ți dau ție detalii în ce muncesc eu. Dacă mă cunoșteai, poate vedeai pe platformă, că sunt foarte vechi pe platforma asta. N-am avut un cont, de... am avut mai multe. Păi numai copii să faci. Dar bineînțeles, hai că-ți fac și ție. Nu vrei și tu șurubu-rubu. Hai. Mă să nu fii copil. Că-ți faci și eu șurubu-rubu. La dantură. Când nu mă interesează pe mine fiecare ce muncește, vă să expert, dar bineînțeles. Măcar, au, vă stai spre un lucru aici. Măcar eu am copii. Am în prezent 6 copii. Care sunt Samei, matriculați, cum se zice vorba. În acte trecuți pe numele meu, ca tată. Eu sunt trecut. Dar, te întreb pe tine așa un lucru. Dar tu, ce ai? Da, poate să vină, ușa lui deschisă, le deschid eu. Poate să vină.
Să-mi spui că s-a pus pe telecomandă, să deschidă porta la telecomandă, că o deschid la telecomandă. A, să faci doi copii, nu să-ți bagi joc de fată, dar nu te gândești că fata poate mă ispiti pe mine? Hai, hai, că acum te iau pe tine așa, că văd că ești prea tare în clanță. Hai! Și o zi frumoasă. Păi dacă mă vezi bărbat, păi da, bărbat, nu sunt femeie. Nu mă vezi roșu în cap, nu mă vezi albastru, nu mă vezi... Bună, bună. Auzi, când, auzi, stai să zic un lucru, unii aia s-au dus. Stai să întâi un lucru. Vezi că nu m-o ispiti prima dată pe mine. Prima dată l-o ispiti pe tatăl său vitreg. De ce s-o despărțit? Socra de el. Bă, te întreb așa la o întrebare mică. O fermă, când o sta la... La Șu, nu? La Șura Mare. Acolo, la ferma aia. S-o tras înainte să vină la mine aici și să mă ispitească pe mine, s-o tras cu toată ferma. O să ieși în live. S-o confirmat chestia asta. Nu mai ai cuvinte să zici. Dacă vrei să auzi tot ce s-a vorbit, du-te pe canalul meu de YouTube, Cristian Farcaș acolo, și găsești absolut tot. Și toate datele. Și sunt niște video foarte importante. Stai că nu am băgat tot, că am în arhivă foarte multe video, care nu o să le folosesc mai la momentul potrivit. Păi ce n-am fost mai deștept? Păi că așa a fost situația atunci. Păi da, care e problema ta? Bă, dacă ea și-a avut fantezii între ei, care-i greșeala mea? Acum orice bărbat, eu dau pare cu tine de aici, dacă ar fi sincer ei, spui, dacă ai face un sondaj și ar fi sincer ei din bărbați așa de pe planeta sau cum vrei să iei, nu cred că nu ar vrea unul să aibă fantezii cu două. Bă, aia să vorbim la realitate. Mai ales dacă ai și propunere. Ai că să o faci cu două, nu să ai fantezii. Aia e chestia. Aia e bine că ne înțelegem noi, dar mai vin de aici niște ăștia care se bagă în seamă. Crede că iau prostii ăștia în seamă, nici nu le bag în seamă. Mă le dau așa niște răspunsuri că nu. Asta așa e, domnul judecă. Nu trebuie să mă judece ei. Prima dată să judece pe ei. Bă, Mariana, crezi că aș fi unicul? Stai că este unul că am văzut că nu știu, cât avea pe ăla de la ce am văzut la știri. La televizor l-am văzut, parcă nu știu. Parcă trăia cu trisură și avea vreo 16 copii. Nu știu, ce sat am văzut, pe la televizor sau cam așa. Așa că vezi că nu sunt unicul și nu sunt. Așa că mai interesează-te un pic. Nu, pe nici pământul nostru, pe nici atunci când îl mormântează. Asta așa e. Pe ce n-o vinte aici? Că au zis că nu știu, era ținută, sequestrată și nu știu ce. Dar am postat niște filmulețe din care se vede destul de clar ce făcea ea și ce... Lu, ăsta. Vezi că când postez câte un filmuleț, zice, le dă rapoarte rapid ca să, zice, să nu se vadă ce să zice realitatea. Își ascunde adevărul. Dacă eu, și până la urmă, nu e o greșit aici, că să spun, nu i-au scos afară chestia asta, că nu era scoasă, să era ținută
Fiecare își vedea de-a lui, era în familie, să știa. Să știa într-un cerc mai strâns, dar să știa. Bun. Dar să zic un lucru. Păi și frate, sau pentru ce a ieșit? Pentru interese? Pentru ce? El, uitați, mergeți pe canalul meu de YouTube, uitați-vă acolo. Ăla, ce probleme are el? Ce caută? Ce urmărește el? Și așa că... Dacă regi, sunt. Băi, când a fost atunci, eu a fost întrebată. O dat niște declarații. Ce nu a dat atunci, la momentul ăla? Nu vii după 4 ani, 5. Să vezi că nu are trei proprietăți soția încă pe numele ei. Nu că nu are unde să meargă. Și așa vezi că greșești. Mai stai un pic cu minte, că nu e chiar așa cum gândești tu, sau cum gândiți unii de aici. Să meargă să muncească. Și așa muncește pe centură ea. Din câte informații am, acum nu zic 100%, dar din câte informații am, muncește la centură Gianina. Așa că ea să-și vadă de centura ei, el să-și vadă de lucru, dacă lucră, nu să fure, să violeze. Bă, dar un om care dă în cap la o femeie însărcinată din 9 luni de zile și vine pe o platformă și critică pe altul, ăla ce fel de om se poate numi, mă? Ăla nu e un psihopat, psihic. Să tâlhărești o femeie ziua mare să dea în cap și însărcinată din 9 luni de zile? Ce femeie? Ce bărbat e ăla? Și poate vii și îți marezi mușchii, că ce musculatură ai și tu. Păi, ăla are niște probleme, ăla trebuie să fie internat undeva, într-un spital de ei, cu probleme. Da, Iași, am mai văzut din mai multe locuri, nu, așa că nu sunt unicat. Așa că poți să stai liniștit. Păi eu cred că el se folosește pe tema asta. Ca el să facă centura. Eu cred că pe asta și o folosește. Bă, dacă voi v-ați uitat din live-ul lui, v-ați uitat din asta, voi nu vedeți că el era undeva, vorbea cu ea ca undeva luată de sus? Luați un pic aici și analizați din live-ul lui. Vrei, eu ți rămân moderator la Roxy. Care? Roxy Mihaela. Cobri. Știți acum ultima. Doar moderator. Gri, roz, nu știu. E bun? Nu știu. Ce fac chilie? Să spun eu ce, ceva nu ți-ar conveni. Ți-aș da șurubu, rubu. A, ți-aș face. Pa da, să-și vede. Bă, dar vin câte unii și așa mai vorbesc, știi? Bă, dacă am chelit, am chelit, că așa a fost situația, ce e? Ui, dar cum arată doamne șef? Bă, dar vine, că n-ai văzut ca și ăla. Ce nume avea? Boss, acum? Nu știu, era de los. Da, și el arăta ca Haschia. Așa. Bună, Ana, bună.
Aba, Gabor, du-te cu legături din așa, du-te în altă parte și nu mai vorbi prostii din așa, că îți spui un lucru. Nu căuta râcă de ceartă și nu căuta cu altceva. Atât. Vezi că noi mai vorbim și pe Messenger și vezi că mai tot un caz de prost. Așa că du-te la altă masă, du-te la undeva și du-te cu altă îmbrăcătură, ca nu ține. Nu aveți? Numai prostii aveți în cap. Numai prostii și îmbrăcături și de-aia. Iar uite la cum vorbim din Turcia. Ia? Dar trimite în numele acum și în Afganistan. Dacă vin cu vărul lui din Turcia. Dacă nu știți să scrie altceva, să plece. Ți-ai găsit ce să zică. Dar zi tu! Dacă vii cu vrăjala de asta de... Dacă nu vezi ce a scris, părul lui Iacu și o sugeam. A, bă, vă uitați 100, nu scrieți numai 2-3? Sau ce, ați muțit? Ați intrat pe Mucles? Fiind sincer, e tras la Slăbănoga. Șorobanca. Slobanca, ce e Șorobanca, mă? Da. Eu, auzi, nu umblați cu îmbrăcături din așa că fiecare Deci auzi. ăsta Nici tot. nu era interesant. Nici nu m-a interesat și nici nu e interesant. Dacă i-am ajutat, i-am ajutat așa de plăcere, să se folosească cu plăcere de ce am ajutat. Așa că, cu îmbărligături din așa, ar fi bine să pleci. Poate stăteați gândul la ea, de întrebi lucrul ăsta. Nu? Poate că la că scrie, dacă întrebi de cineva și vorbești, poate stă gândul. Așa mă gândesc, știi? Da, bă, fiecare în fața Dumnezeu un trage cu ceva. Păi da, m-a ajutat cu șuruburubu și pe ea. Băiara i-a apărut acum, e domnul vostru. Mă, dacă tu apare încă o dată, uite acum te pui, câți ani ai? Am undeva, la cât ai zis tu, așa, cât ai zis? Jumate. Minus 20. O, adică nu 18. S-a pus pe bloc. Așa că, dacă vii cu din așa, așa... Păi am dat bloc, le-am și pus așa pe bloc, așa, așa fain, îi pui pe... Hai de capul, ia. Ba, care mai vrea șuruburubu? Ba, ați cântat... Bă, vedeți așa, care te cântați manele și nu știu ce prostie așa. Vedeți acum, nu mai scoateți melodie cum o scos cu aia, cu ăla, cu mitrică, cu nu știu ce. Vezi că trebuie să cereți dreptul de autor acum cu șuruburubu. Da, le dau bloc, nu, nici nu stau la discuție, oricum le dau. Știi, da, le dau răspunsul, spune, le dau bloc. Ba da, cred că gașca lor de la borduri vin de acolo. Bă, sunt femei și acolo, că sunt au în anumite situații, înțeleg pe unile că n-au anumite situații, că n-au, merg că n-au... Așa li viața lor, ci sau au obligație, da? Nu de să judec eu pe ele. Vă spun sincer așa, eu nu știu, vă zic așa,
Voi credeți că bărbații voștri, care vă tot vine și criticați și un alta, credeți că bărbații voștri când merg în cursă cu mașini, cu un alta, la cât e să oprești din alea de pe centurile alea? Mai ales care șoferi și un alta și merg, sau pe la hotelul, câte cliente ia sună să vină acolo? Dar e aici sus, îți scrie, îți dă răspuns. Păi și ieșită pe afară, pe eu. Multe veniți aici, criticați, ba, judecați pe una, pe alta, da, judecați pe alți bărbați, da, pe avoți, nu vi-l judecați, că oare ce face, oare cu câte mai are și-o face. Și crezi că el a fost fâit? Hai să vorbim, Florin. Ba, dacă își respectă familia acasă, bravo lui. Nu, dar nu mă șofer să fie. Că vezi așa că merg prin deplasări, merg un alta, să merg cu munca, cu un alta. Tu crezi că ea stau sfinți acolo în deplasare? Nu este sfânt. Nimeni nu-i sfânt, nu te gândi că fiecare greșește. Sau câte femei nu greșesc în față de bărbați? Păi eu am grijă de ea. Păi eu am, ăla, mă, dacă o vint o ispită, o fost aici băgată în casă o ispită și o ispitit pe amândoi, știți cum au făcut și, ăla cum zice, șarpele de, l-au tradus cu umărul pe Eva, pe Adam, n-au, cam așa în situația asta am fost și noi. O ispitit tot prima dată pe ea ca soră și pe, și pe mine ca cumnat. Aia au făcut genul exact ca. Asta, Flori, că nu știi, că nu, ce nu știi nu te doare, știi, da? Dacă cunosc eu situații. Le mere bărbatul la muncă și pe altă parte le mere amantul. Pe o ușă iasă și pe la altă intră la altă. De două ori te-ai ispitit. Nu, mă, că m-ai ispitit în câțiva ani. La rând, așa, nu vă o dată sau de două ori, să vezi. Dar prima dată, de tot, dacă eu trebuit în grup, hai că acum te iau. Eu plăcut să aibă fantezii în grup. Nu. Așa că nu sunt primul, că i-am mai făcut și în căruță fantezii. Lângă gherlă, acolo. Tă cu doi. Eu trebuie poate și cu doi. Poate nu mi-a plăcut așa. A, Ionela, nu te gândi tu că chiar așa e. Cum zici tu. Sau că la toată lumea așa. Nu fi sigur că nu ba. Și așa, așa că bagi mâna foc tătă de arde. Vezi că așa că bagi mâna foc tătă de arde. Nu fi sigură pe tine. Numai să nu te văd pe tine aici plângând pe aici, că nu știu ce, că m-am văzut pe altele. Da, zic că sunt cazuri care le știu și una alta, dar mă fac că nu văd, știi? Păi de ce? Dacă aia au vin și ne ispiti pe noi. Așa că cred că până la urmă ne-am iertat reciproc. Că până la urmă au fost șarpele ăla, știi ce? De-aia și zice șarpele de Gianina. I-au vin cu mărul ăla, știi tu cum îi... Nu știu dacă ai văzut și film.
Când au zis să nu mânce Dumnezeu din, pe mărul ăla, că ăla e păcătos. No, cam așa am căzut noi în ispită. Nu știu dacă cred că ai văzut prost. Așa are ea, să vede pe telefon, pe ăsta, că își mai pune efecte pe aici. Da, unii a văzut-o și n-am văzut-o. Păi de fel să... Eu cred că deja ai venit aici cu niște prosini, niște aburel din așa tale, ai și 32 de Cristina Rus. Cred că te-am văzut pe la ei, dacă nu greșesc, dar cred că... Nu știu, dar cred că ar trebui să te pui ăștia pe muc, crezi că nu mai vorbești aia. Nu a fost nicio ispită. Bine, Ionela. Bună. Salut, salut, ție. Bă, vă spun sincer aici, cred că 99% de pe TikTok ăsta, vă spun un lucru, așa, din câte știu eu, câte mesaje private se duc de la unii la alții și secrete și multe alte lucruri și n-are rost, știi, să, dacă după aceea știi că e jignesc, știi? Ați făcut un comun acord. Bă, dacă eu vin cu propunerea, tu ai înțeles? Că vrea așa, așa, așa. Prima dată nu, nu ăla am băgat în seamă, nu știu ce, când am văzut că stă să insistă, o insistat. Și așa s-au ajuns după aia că hai, dacă vrei și tu aici între noi, ia și tu cum e șurubul. Dacă tot îți place șurubul. Bă, Erica, uite, poți mere, uite, care să știți, puteți merge pe canalul de YouTube acolo, acolo sunt niște filmulețe băgate, pe Cristian Farcaș. Sunt mai multe acolo să vede și despre cine ce vorbea și și de ăsta, că nu e chestia, că nu am ce să ascund, că dacă nu, nu ieșem aici și nu zicem, ăsta e adevărul. Dacă îmi vii să scoți povestea asta, el a ieșit afară ca să, nu știu, să mă forțeze pe mine, să mă șantajeze, să mă la... Că din câte se vede și din ce o ieșit el pe YouTube, s-au pucat că dă poliția, dă spitalul, numai că poliția și spitalul atunci când l-a născut ea prim pe fată, el a niște declarații, așa pentru știința lui, să nu știe, alea s-a arrivat acolo ei, că au și spitalul și poliția, că fiecare sânge a înregistrat ceva. Și a fost și protecția. Numai că el, dacă are niște aberații de-a lui, că poate trebuie lui ceva, să meargă, mă, să lucre, mă. Să nu mai dai în cap la femei însărcinate din 9 luni. Uitați-vă pe canalul de YouTube, că și muștile vin pe mine. Vezi, și la, poate și la ce le trebuie la muște, și urmă, urmă. Așa râs. Acolo vedeți. Ce fel de om îi, pentru ce au fost închis, ce probleme mentale are. Și restul, ai înapoi și comentează și dă răspunsul. Dacă tot merge și vedeți, acolo că sunt mai multe filmulețe, sunt live-urile ce s-au băgat și ce-au vorbit, ce fel de Gianina, s-au vorbit cu socra, cu cine s-au tras înainte, să pigă un în ispita ei, să fiu ispăt, cum zice, de ea. Acolo se vede că zice că a fost prima dată Tasu Vitreg, cu el au trăit, când era socra plecată la muncă în Germania, înainte să vină la noi. Și să trăgea acolo prin fermă la Sibiu, cu toată ferma. Este acolo, se aude pe live, se aude cu destul de clar tot ce s-a vorbit. Și veniți înapoi și puteți să scrieți după să vă dați părerea.
Băi, odată dacă sunt grădini, cum știu, sunt case la mine, sunt aici, nu? Pe numele meu acum, de un an. Și... Că nu au fost trecuse prima dată pe numele meu. Numai când i-au plecat de aici, au plecat cu unul Răzvan, au dus copiii și au bătut joc ei, ăla l-au bătut pe copii, îi purta murdari, tot felul. Și n-a mai lăsat, că după aia... Eu nu pot să las copiii să-și bată cineva joc ei și una ta. Eu cum am întreținut două fete înainte din prima mea relație și mari, acum așa pot să întrețin și restul. Nu vă gândiți că nu pot să întrețin. Eu singur am crescut copii, așa că no, m-a ajutat și mama, că stă vis-a-vis de mine, e altceva. Când aveți ceva probleme, uitați-vă pe canalul de YouTube acolo, pe Cristian Farcaș. Vizionați acolo filmulețe ce vedeți, veniți înapoi și puteți comenta. Vă aștept cu părerea să veniți să vedeți, să dați răspuns. Să vedeți ce fel de om e el, ce vorbește și pa, puteți să ziceți ce vreți voi. Și eu vă dau răspuns. Nu vă blochez. Dacă veniți cu anumite lucruri ce nu știți, păi dacă sunt unii aici, nici nu scriu numai nimic, că m-a reușit să uită, știi? Bă, nu aveți televizoare acasă? V-ați cumpărat? Eu am, uite, câte televizoare am? Patru televizoare am. Că așa în bucătăria de vară am unul. Bună, bună, Andreea. Așa că care vine, scrie, frumos și eu pot să-i dau răspuns înapoi. Nu e chestia de... Dar văd că stau unii să uite aici ca la Mățan, cred, dar nu știu ce să scrie. Nu știu, n-am înțeles ce să scrie acolo. Ce scuze, da, dacă sunt enervantă. Nu, ești enervantă, dar spui așa prima dată, mereți vizionați acolo, vedeți, și pa, veniți și... O mai scrie cineva aici, dacă nici nu înțeles ce vrea să scrie, la ce se referă, că nu pot să descifrez. Da? Dar este o singură chestie. De ce nu a ieșit ea până acum cu chestii de declarații și de vorbit? Și vă spun un lucru. Ea nu vă dă răspunsul. Ea. Că contul ei, acum zice, pagina ei de TikTok sau cum se zice, e logat la frate său, care îi bagă și cu rubu-rubu, care trăiesc împreună, să le fie rușine. Măcar cu mine nu-i rudă de sânge și egal cu zero. Da, cu el ca rudă de sânge, mă și judecați pe ei, mă, nu pe mine. Dacă vreți să judecați. Pe mine puteți judeca cât vreți, că și așa nu vă iau în seamă. Da, te rog, o să merg acolo să te uiți și ai să vezi că poți să vii după asta să comentezi. Dacă nu s acum, că nu o să mai intru, poți să vii să scrii liniștit.
Bă, eu cum să zic, eu și patron și muncitor și eu dau ordin, eu execut. Așa că ce pot să zic? Eu ce domeniu lucru, eu îmi dau singur ordin și fac. Și așa, fiindcă am o lucrare undeva, am ceva de săpături de făcut undeva, ca să gata cu lucrarea, o plouat și nu pot să sap încă. Și mai târziu am ceva să-mi gata aici în balconul la mare. Că vreau să-mi fac ceva decor acolo, să modific balustrăzile. Dacă o tot o intra soția, și eu aici. Hai să-i invit pe Miaela. Aici. Unde e dispărut? Am ieșit că nici s-a dus semnalul naibii. Păi atâta zice aici Neiala, păi am zis eu, păi ea nu o trăit înainte să trăiască cu mine cu tasul vitreg. Am cu cine nu trăit. Aia e întrebarea, vezi? Cu cine nu o trăit ea? Măcar eu am așa, cum și puterea de a zice adevărul, dar măcar ei nu zic adevărul, că ei își împărligă. Dar e chestia că de ce nu ia să ia, să vorbească ea în prezentul ei, de ce nu vorbi de ea până acum? Până acum nu a avut curaj. Da, unde a fost curajul? Dacă nu Moare. am umblat, s-o tras cu toți. Moare curaj. Are de la Ce are Nicu. curaj? Păi că-i dă mușciucul și că-i dă la șurubul? Că de frică, că au zis că de frică. De ce frică? Dacă nu mergi, o să te ia cu copiii și duceam eu pam peste și alta. Când mă sunai să-i duc, că n-au nimic, nu? E drept, aici au fost cu ei. Dar tu nu era frică? A doua oară au fugit de aici, de ce s-au dus? Nu, ai întrebare atunci. Ma când dată vine înapoi, stați liniștit, ma să pățească el ceva. Păi îl saltă ăștia, că ăștia mare puțin un pic, eu știu și-o zis. Nu. Am văzut că scria careva că s-a îmbrăcat. S-a îmbrăcat, dar că doar o la nelu banii. Păi nu, au luat bărbatul ăla tasul vitreg, nu? Băi, eu nu înțeleg Ma acum. da, În casa la sunt copii mulți muncitori. Auzi, bani acolo în casa hai. sunt mulți muncitori, nu? Sunt mulți, dar. Că ei zicea că în apartamentul ăla stă numai ei doi și iubitele lor. Dar fetele el zicea într-un live. Dar iubitele lor nu apăreau. Niciodată. Nici în TikTok-uri, nimic, nici în... Ăsta numai ei doi. Asta nu cu... Păi erau plecați la mare, poate. Iubitul lui Gianina cu iubitul lui Nicu erau plecați la mare. Iubitul lui Gianina e aici acasă, lângă mine, e vecin, e bătuș vai de capul lui. Nu merită să o mai primim, dar oricum ar fi copilul meu, ce să fac cu el? Atâtea ore au La mine, greșit, în stradă, în mijlocul străzi, în gară, ce să fac cu el? nu o să mai vină niciodată. Eu spun, și nu o judec așa tare, tare pe ea, numai pe el, că el umblă pe niște interese, că asta a fost, cred că, gândirea lui. Lasă, mă, de că n-o făcut chetă, că dorola Nelu banii, amu nu a avut cheltuială. Tu nu vezi că de când s-a dus acolo, Nelu n-o mai trimis un ban la copil. De 2 ani, el nu și-a văzut copilul de când trăiește cu ea. Nu, no, hai să vorbim la realitate. Ce mai vreți? Vedeți cum lucrurile vin singure să zice oamenii adevărul, că ăsta adevărul. Ea trăia și cu tasul vitreg și și cu frasul acum. Și plus în casa aia câți muncitori sunt? Vă 4, 5, așa? Da, știi, stropșai la cât îs. Pe apartamentul parcă de firmă dat. Din câte...
Dar pe la de ce l-au bătut? L-au vrut să mânci, poate. Păi săracul, ce să facă acolo între ei, mă? A și zis ceva, o beu ceva și o zis ceva și o luat-o pe cocoșă. Vezi? A apărut frate s-o. Păi cum? Păi ce iubit? Nu a apărut frate, ăla iubitul ei. Hai să vă vin la tate. Dar, vezi? Dar ei mință, să mințesc ei pe singur și mai iasă și afară ca să, nu știu, să descrediteze pe cineva, să râdă de cineva. N-am înțeles. Bineînțeles că o fugi cu și-o avut pe el, tu ce gândești? Îi luau banii aici și a dat pe acolo. Păi da, la spui un sincer, la ce și-o bătut joc e băiatul ăla, că ea zice că au avut niște TikTok-uri vechi cu el și nu știu ce, sta cu el, dar e, cum să zic eu ție, nu vezi că nu mai posta un preu, nu mai nimic. Și-o bătut joc de băiatul ăla așa cum a vrut el. Lasă că acum băiatul are protecție de la poliție și oricum zice afară tot ce s-au făcut. De-aia v-am spus că el e deja 90% spre să-l iei așa, să-l ducă, să-l căruță. Păi nu vezi că și pe live, cum o zicea către, dă drumul eu adu aia, dă drumul adu aia, fă aia. Păi dar cum eu mă duc cu sora mea să-i cumpăr kilos și să zic că nu, cum eu zic? Iubi, Ia. uite-te bine la număr, că număr, mărimea contează. Iubi, uite-te bine la număr că mărimea contează. Bă, omule, să zici tu la sort așa, aș cât ia în cap, mă. Asta vorbă în fiecare zi. Am auzit că vorbește lumea că e însărcinată. Nu că vorbește lumea cu spus într-un live, o spus că e gravidă. O recunoscut când a întrebat-o asta lui Isaac. O întrebat-o, o recunoscut și o mă zis cineva după câteva minute și o zis că nu. Acum, O mai de două întrebat ori, altă persoană. spus că e gravidă. O zis în două live-uri, după un ultimul live, nu știu care, dacă a fost la ultimul, ce am văzut, eu fost că au zis că o întrebat asta cum și a lui Isaac, o întrebat și o zis că e însărcinată și poate o altă persoană după câteva minute și o întrebat că nu mai. Păi nu mai am înțeles. Nici eu nu înțeleg. Adică zici odată da și zici odată nu. Anul Păi să trecut o mint. fost de tată sau vitreg, acum mai gravidă, nu știu, de el sau de frații sau. Nu știe nimeni și acolo, păi și că n-au mamă, dar eu ce să le fac de aici? Nu vorbesc niciunul cu mine, s-o las, o fugit de aici, la mine o fugit, amândoi. A, vedeți, asta lumea nu știe, că uitați, ai și mama care vorbește, sau adică socra. Dar ei nu văd adevărul, așa, ăla, adevărat, nu că mă vin și comentează și vorbesc. Mă, de când am văzut cu ochii miei, doar să vedea de la o poștă, îs eu mai în vârstă, dar nu stea atâta de prostă. Să vedea cu ochiul liber, după aia mă sunau oamenii, colegii lui Radu de pe la lucru, mă sunau fiecare zi și îmi spunea, eu văzut prin sat, eu văzut pe acolo, eu văzut prin țaga, scriau persoane din țaga cum eu văzut. Apoi, Și să să iai la vedeau ei, luat să tare saluta la. pe stradă. Îmi era rușine mie să le zic. Nu, iubi. O fugi că o făcă de poliție, nu că i-a luat eu la rost. Bună ziua. Ai dormit până acum? Nu, n-am dormit, dar nici mulți nu mai am. Nu Fargaș, Farcaș. Cristian Farcat. Stai așa că ți arăt acum. Uite, ăsta e contul.
cu 6.900 de urmăritori. Da, Mihaela, că și poți de copii. Unul intră, unul iasă, unul strigă, unul mami aia, unul mami aia la altă. Cu Lasă drag. că nu deranjează nimeni. Ce? Pe Gianina sigur nu o strigă și nu o deranjează nimeni. Baie. Bine că Cum știu nu? să Cum striga neapărat. Nicolae, du-te tu și punem de mâncare, du-te tu și adum laptele, adum tot țigară. Problema e că ei nu știu cum să crește un copil și cât e greu îl crești. Până îl porți, până umbli după el, până crește, până... Păi a mea azi noapte la 3 s-o culcat și de la 3 până la 6 nu știu de câte ori s-o trezit și la 6 a fost prezent. Dar ei știu La să... 7 a trebuit să mă apuc de pus pachetele la copii, de îmbrăcat, de dus la școală, la 12 înapoi după ei. Da, așa e, Daria. Păi nu, dată la ele le dă Dumnezeu copii la care nu știu să ce să ia copii. I-am arătat. Care nu știu în cauză și ei, știi? Dar zi, învățați de ei, știi? Și băgat în cap de ei. Și se manipulează, știi? Sunt alții care nu s-au uitat, sunt alții care când îi aud le dă gânește că chiar așa cum zic ei, da? Să știe ei ce lungă e povestea asta. Crezi că am făcut un filmuleț și l-am băgat pe YouTube și a început să zică că eu îi scot dosarele și eu le scriu și eu îi, și că nu sunt actele lui. Și... Nu mă pot să uita. Zică așa ceva. Blocat. Ha? Eu nu mă pot uita pe lui că el m-a blocat. Nu zicea pe live. N-am fost atunci. Nu. Cred că copiii. Și când crezi mari să meargă la ea, Mihaela, când crezi mari decizia lor să meargă dacă ei vor, ce poți să le faci? Sau nu s-ar putea să judece mai rău. Da. O să nu meargă de loc. Ea nu știe ce ea o noapte nedormită că plânge copilul, că bine că eu știu face. Îți spui eu, sincer, și acum, acum Nicu se folosește de ea. E folosită. Auzi, mă, Marian, eu am mesaj, mi-a trimis mesaj pe WhatsApp acum o lună. Până în viața ta. Nu știu, nu am înțeles. Și am zis eu? Da. Am zis că până nu n-o vini Nicu, tot așa au făcut. Nu m-am că o gândit că și ea știe ce face ea dacă se duce cu Nicu. Păi eu băgat la tot felul de prostii în cap. Acum. Nu știu, am Erika, de ce nu găsești. Nu vine Nicu, nu se ducea de aici, a stătea lângă Ică. Mulțumesc, Cosmina. Nu știu de ce nu găsești. Păi scrii frumos pe tu, ti se am farca și găsești. Nu am căta mădă și n-am găsit. Într-o zi am găsit, dar acum nu ne mai dat. Într-o zi am găsit de vreo săptămână și am scris iar și nu mai dă.
Păi da, am arătat, dar nu zice că nu-i dă. Nu știu, uite, asta e pagina, nu știu de ce nu-ți apare. Cu litere mici, Cristian Farcaș. Cu S, nu cu Ș. Nu te vezi? Uite-te un pic, Roxy. Uite, Mihai, l-au văzut. Salut, Luiza. Pe YouTube, da. Uite aici, Ania, Marila, un pic de vorbă. Limba română, Mihai. Noi ăștia de aici, de pe live, nu știm chineză, numai română. Bună! A, gata, eu căutam pe TikTok, scuze. Păi nu pe TikTok, Erica, pe YouTube am spus. Eu am găsit, uite, Roxy, eu găsit. Bună, Bibi. Era dusă la piață. Hai, mamă, unde era? Eram dusă la piață să cumpăr morcovi. Problema e că nu cumpăr nici de ea, că am în grădină. O făceam în trica, să știi și tu, nu. Vezi cine a scris. Nu știu, Mihaela, chiar nu știu. Nu știu, că așa mi-e de groază să mă apuc, crede-mă. La noi 12 lei gogoșarii. Socra și-o luat astăzi cu 7 lei din piață. Vineri sau sâmbătă mă duc să-mi iau și eu mădă. Da.
La Sibiu? Da, 12 lei, vai, mamă. Stau un pic. Nu mai scrie nimic. Sunt 50 de oameni și nimeni nu mai zice nimic. Doamne, nu. Da, stau. După în, ce... Cătălina ne-a zis că și-o lua teracotă și s-a dus să-și cate oameni, să-i o bagi în casă, că bărbatul la lucru. Cătălina asta noastră? Da. Mulțumim, Daria, și ție. Spor la treabă. Mulțumesc, Daria, mulțumesc. Nu știu, Roxy, nu știu, n-am vorbit cu ea. Și eu am văzut videoclipul. Du-te, vezi ce e acolo. A murit bunica lui Ionut. Mulțumim.
Mulțumim, Bibi. Auzi ce mari că a murit bunica lui Ionut. Nu știu. No, bine, oameni buni, vă las că s-o mai potoli vântul, mă duc să-mi șlefuiesc. Te las, mami. A, spor la No, treabă. pa. Mersi, mersi.